Sicriul în care va fi așezat regele Mihai a fost adus în urmă cu foarte puțin timp la reședința din Obon, în Elveția, acolo unde au ajuns și câteva măicuțe și un preot. Chiar în aceste momente are loc o slujbă specială. Sabina Iosub, trimisul special, Antena 3 vine însă cu toate informațiile. Sabina, ești în direct. Ce se întâmplă acum acolo? Lorena, chiar în urmă cu puțin timp s-a încheiat această slujbă aici. A fost o slujbă deosebită, ținută de părintele Calinic, care a venit din Geneva pentru acest moment. Întreaga familie regală a fost reunită la căpătâiul majestății sale, regele Mihai. Și vorbim despre Margareta, custodele coroanei, dar și despre principesa Maria, principesa Elena, împreună cu soțul său, Alexander, principesa Sofia, dar și principele Radu. Cu toții au fost aici într-o rugăciune în acest moment extrem de important. În fiecare zi, din momentul în care majestatea sa s-a stins din viață, aici la reședința din Obon au venit și oameni simpli, oameni care nu l-au cunoscut niciodată pe majestatea sa, regele Mihai, sau oameni care au avut norocul odată în viață măcar să-l întâlnească. Depun aici o floare, aprind o lumânare și rostesc un gând bun pentru și despre majestatea sa defunctă, regele Mihai I al României. Trupul neînsuflețit al majestății sale va rămâne aici până duminică. De luni va fi dus la Biserica Ortodoxă din Lozan, acolo unde vor avea loc slujbe publice, la care așadar pot participa toți cei care se află în zonă și vor să îi aducă un ultim omagiu majestății sale, regele Mihai. Pe data de 13 decembrie, așa cum știm, cortegiul funerar va pleca spre România. Sunt zile de doliu, sunt zile de rugăciune aici în Obon, dar și zile în care cu toții aflăm lucruri extrem de frumoase despre majestatea sa, regele Mihai. Și o să dau doar un exemplu al unei doamne cu care am vorbit în urmă cu puțin timp. A plecat de 52 de ani din România și cea mai puternică amintire a sa din copilărie este cea cu regele Mihai pe peronul din Sinaia. Ce putere a avut o asemenea amintire de a fost păstrată în toți acești ani ca cea mai vie în memoria acestei doamne, care venise ceva mai devreme să depună aici o floare și să aprindă o lumânare. Vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă aici în Obon, Elveția. Reședința regelui Mihai din Obon s-a transformat în loc de pelerinaj. Românii merg acolo să lase flori, să aprindă lumânări și să se roage. Unii povestesc că l-au cunoscut pe rege. Je suis venu ici pour rendre hommage à sa majesté le roi et puis aussi faire part de toute ma sympathie à sa première ministre et à son mari et à madame la cuisinière que j'ai pu côtoyer tous. Alors il est venu un après-midi et nous avons pris le thé ensemble. Nous avons pu partager de doux moments ensemble. Puis je l'ai visité ici lui-même, là, dans son salon. Et j'aimais beaucoup parler avec lui. J'aimais beaucoup sa simplicité d'être près des gens tout simples. Dumnezeu să-i protejeze pe amândoi, acolo, că sper să fie mai bine decât aici. Am călătorit cu majestatea sa, rege Mihai, și cu majestatea sa, regina Ana, în avionul de retur de Zurich la București, acum câțiva ani. Două ori am avut privilegiu să vorbesc cu dumnealor. Au fost foarte călduroși, au dat și mâna cu mine. Ca să scrie un rând în cartea de condoleanțe, au venit fostul subsecretar general al ONU, Liviu Botta, și o asistentă care l-a îngrijit pe rege. Am venit să vă arăt respectul profund familiei regale. Eu am avut privilegiu să-l cunosc pe majestatea sa încă în 1988. Pentru noi această dispariție este mai mult decât un eveniment istoric. Este o chestiune personală care ne-a afectat profund. C'est une grande fierté d'avoir pu rencontrer votre roi, qui est une personne une grande personne humble et d'une gentillesse, je peux même pas dire comment. La orele amiezii la reședința din Obon a regelui Mihai I au ajuns mai multe măicuțe și un preot pentru a se ruga alături de familia regală. Să rămână, părinte.
Scările din fața casei reședinței sunt pline de flori și lumânări, pe care membrii familiei regale ies din când în când să le așeze în ordine.